Peste 3 milioane de euro au fost investite în plantația și crama de la Vânjumare. Cu acești bani au fost reabilitate liniile de producție pentru a atinge capacitatea maximă. Au fost îmbunătățite instalațiile de îmbuteliere, iar acum totul se face automat. Mașina de îmbuteliat îmbuteliază 3.000 de sticle la oră. Vinul din gama domeniilor Vânjumare este căutat în țară, cât și peste hotare. Vinul produs la Vânjumare este recunoscut pentru calitatea lui nu numai în țară, ci și în străinătate. Acum au fost încheiate contracte de furnizare cu China. Am făcut un contract cu China și vom livra în jur de 3 milioane de euro, pe care primul container a și plecat. Așteptăm ca în luna februarie să mai primim încă două containere și să reluăm livrarea cu China. În acest moment, peste 150 de persoane lucrează în secția de îmbuteliere sau în Podgorie. Prin investițiile realizate în ultima perioadă, s-a mărit suprafața de cultivare, dar și crama. Ca urmare a acestui fapt, peste 200 de persoane își pot găsi un loc de muncă aici. Depășim în jur de 400 de hectare de viță, 400 de hectare de viță pe rod. Avem nevoie de forță de muncă și deocamdată cei care sunt, care cred că vor să lucreze, sunt oameni serioși, pentru că vă dați seama că în viticultură, în cramă aici, trebuie să fie niște oameni mai deosebiți un pic. În primul rând să nu folosească băutura alcoolică, pentru că la noi este interzisă cu desăvârșire. Pentru asta spun că avem nevoie de oameni. În acest moment la Vânjumare este plantată viță de vie pe o suprafață de 400 de hectare, cu 80 de soiuri alese.